mai are ceva de spus pe marginea planului de măsuri în perspectivă pentru economisirea apei la noi în întreprindere? Vă rog să mă iertați, o problemă foarte urgentă. Tovarășa, tovarășa, suntem în ședință, lasă-ne, te rog. Are cuvântul tovarășul Parpal. După cum a spus antevorbitorul meu, eu sunt pentru economisirea apei strop cu strop. Dar știți, și eu aș vrea să vă spun... Tovarășa, dar mă tamă niște înscrisă la cuvânt. Când s-o veni rândul? Are cuvântul tovarășul Coacăză. Tovarăș, eu sunt de acord cu antevorbitorul meu că fiecare picătură de apă este prețioasă. Trebuie să luăm măsuri de perspectivă ca fiecare robinet, fiecare conductă. Un moment! Mai are cineva de propus o măsură în perspectivă? Eu. Dacă nu luăm măsuri urgente de perspectivă, să închidem, dar imediat robinetul din odaia de alături, ne inundă clădirea, fraților!